Salutare și v-am regăsit la un videoclip. Astăzi, de fapt, aseară, am găsit o chestie pe Twitter foarte interesantă prin care puteți obține un FPS boost de 100 de FPS-uri. Știu că pare un pic incredibil, probabil o să aveți unii dintre, nu știu, din câte am înțeles, pe calculatoarele high-end, adică pe calculatoarele care teoretic n-au probleme de FPS-uri. Boost-ul este undeva între 30 de FPS-uri, poate până la 100, iar pe calculatoarele low-end sau medium-end ar trebui să fie peste 80 de FPS-uri, deci ar trebui să aveți foarte mulți boost de FPS, rămâne de văzut cât. Ideea este în felul următor, după noul update, se întâmplă ceva cu CSGO și practic sunt niște videoclipuri care rulează pe fundală. În acest videoclip o să vă învăț să opriți chestiile astea, astfel încât să aveți un boost masiv de FPS. Este destul de simplu, videoclipul este destul de rapid, așadar înainte să trecem la ce avem de făcut, v-aș ruga foarte tare să apăsați pe butonul de like acolo dacă v-a ajutat acest videoclip și să lăsați un comentariu în care să-mi spuneți părerea voastră despre acest trick cu FPS boost. Ce trebuie să faceți scăpați de aceste videoclipuri care rulează în fundal este să vă găsiți folderul de Steam, Steam Apps, după care dați aici pe Common, dați pe Counter-Strike Global Offensive, dați pe folderul de CSGO, dați pe folderul Panorama și aveți acest folder Videos. Acest folder Videos trebuie să dați click dreapta pe el, să dați rename și să-l renumiți Videos 1. Simplu până acum, nu riscați absolut nimic dacă renumiți acest folder, totul este ok. După care, următorul pas trebuie să puneți liniuță no vid în set launch options. O să vă arăt imediat cum. Ok, pentru cei care nu știu ce înseamnă set launch options sau ce este această opțiune, sunt anumite jocuri în care merge să pornești cu niște setări predefinite. Probabil marea majoritatea jocurilor. Pentru CSGO trebuie doar să intrați la library aici, să dați click dreapta pe CSGO properties, după care să apăsați pe set launch options. Eu am explicat într-un videoclip toate setările astea. O să vi le explic și acum pe scurt. Ideea e că voi trebuie să aveți doar această setare. Minus novit, care înseamnă că nu o să vă pornească cu acel mic videoclip de început pe care îl are jocul în default. Minus nojo este fără joystick, tick rate 128 este o setare care îți spune tick rate 128, de obicei o folosesc cei care nu se joacă în matchmaking pentru că acolo te joci pe 64 tick rate, adică de două ori mai nasol. Frequency 240 este pentru că am 240 de Hz la monitor, aici puneți valoarea în funcție de câți Hz aveți la monitor. Match mode este o setare care îți randează anumite lucruri, care nu îți randează anumite lucruri inutile și îți mărește un pic FPS. Repet, comanda asta nu știu dacă mai funcționează și oricum nu funcționează pe noile procesoare, funcționează pe procesoarele mai vechi, dar este un videoclip separat făcut pentru comanda asta, iar minusul aia este să folosească procesul pe high repet, este o comandă care nu știu dacă funcționează, dar le pun aici pentru că nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Asta este singurul lucru pe care trebuie să-l faceți, să puneți minus novit, restul de setări sunt opționale, după ce ați pus aceste setări, dați OK, close, deschideți CSGO și ar trebui să vă măsurați FPS-urile. Ideea este să faceți chestia asta înainte și după, să vedeți câte FPS-uri aveți și v-aș ruga ca în cazul în care ați găsit, ați primit de fapt un FPS boost mare, să lăsați acolo un comentariu și repet un like la videoclip. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip, că ați avut răbdare, este foarte scurt și sper să faceți pașii pentru că sunt niște pași foarte scurți și o să vă ajute foarte mult în a vă juca CS cu mai multe FPS-uri. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână frumoasă. Ceau, ceau, ceau!